Na. Gott sei Dank, dass du jetzt sagst, dass ich schon mal când să punem oricum și scara, care o avem dublă. Unde băi tu? Nu mă un pic care, lasă-mă să-mi punem niște cuțe din parte. De asta să o ține, să aibă un pic mai multă siguranță și după aia să încercăm să o fățăm, ghipă aia. Că până acolo la dumneavoastră asta ajunge din perechere, să vedem. O ținem noi, las că mă urc și eu și îl țin și eu stau, eu și îl țin cu brațele și el se urcă. O să o ține acolo. Da seara, de ieri, de-a seara, dar o vineze mea care făcea, dar cred că i s-o făcut rău și nu s-o putut ridica și-o picat cu bel, o picat din pat între ele și nici cum nu s-o bine, avea ceva probleme de sănătate? Da. Și dumneavoastră a sunat după pompieri? Da, eu am sunat, că a venit femeia care mai face cumpărături, zice ceva s-a întâmplat, dar m-am bătut în ușă, eu am cheie, dar au fost cheiele înăuntru și n-am putut să... Câți ani are, tanti? 75. Stă singură, locuiește singură? Singură, da. Detașmentul de pompieri deja a intervenit cu autospecialul de descarcerare și ambulanța SMURD, fiind solicitați la o persoană blocată în apartament la etajul 4. Intervenția a fost dificilă deoarece a fost nevoie să se intre pe balconul apartamentului. Persoana este transportată la Spitalul Municipal Dej.
piatră.